Ne-am întors în direct, facem tot felul de calcule. Cert este că la Cupa Mondială Feminină, Argentina, care nu există în fotbalul de fete și care nu marcase niciun gol în primele două partide, plus prima repriză a meciului ultim cu Scoția, condusă cu 3-0 de britanice, a reușit să revină, a egalat la 3 în ultimele secunde, dintr-un penalti iarăși rejucat, în sensul în care argentinianca ratase lovitura de la 11 metri, dar arbitra din Coreea de Nord a revenit asupra deciziei, căci așa spune VAR-ul mai nou, gata, suntem curățați, Dane. Toate penaltiurile pot să fie repetate de aici înainte, pentru că dacă te miști un pic, arbitra poate să revină. Aceasta a falsificat nord-coreana rezultatul acestui meci al grupei, întrucât dacă Scoția ar fi câștigat, fie și cu 3-2, ar fi avut șanse să se califice mai departe, avea 3 puncte, așa cu un singur punct a terminat grupa pe ultimul loc. Argentina cu 2 puncte în 3 meciuri nu este matematic eliminată, dar trebuie să aștepte rezultatele din grupele E și F zilele următoare pentru a vedea dacă reușește să ocupe un loc 3, între cele mai bune 4 locuri, 3 din 6. La campionatul european Under 21 la Bologna, Italia a fost învinsă de modesta echipă a Poloniei. Polonia, ca și Austria și România, a dat lovitura deocamdată la acest campionat european pentru tineret, câștigând, dar a văzut, i-a bătut Polonia. După ce polonezii bătuseră Belgia în prima rundă, au 6 puncte și șanse de calificare destul de mari, nu sunt calificați pentru că joacă cu Spania în ultima rundă, în mod normal vor fi învinși, s-ar putea ajunge la un 6-6-6 în această situație dacă Italia bate Belgia, care este deja practic eliminată, și vom mai vedea. Polonia are șansa ei, fiindcă Spania în cele două meciuri de până acum a fost cu adevărat o dezamăgire. Astăzi, cu mare, mare noroc, a reușit să depășească Belgia, putea la fel de bine să piardă partida și ar fi fost mai interesant așa, dar Polonia până la urmă a jucat ce a trebuit și în momentul de față e pe cai mari prin forțe proprii. Nu a ajutat-o nimeni, ba dimpotrivă, putem spune că are un grup foarte bun acolo. Una din cele mai bune echipe de la campionatul european, totuși. Da, penalt, adică golul anulat Italiei... Pe bună dreptate, pentru că a fost poziție de offside acolo. Italia era și o echipă interesantă, a avut ghinion. A fost momentul ăsta care a decis meciul, golul pe care Polonia l-a marcat absolut norocos. În urma unei faze fixe, mingea s-a strecurat în mod paradoxal, incredibil, în poartă, nu s-a aștepta nimeni. Și de acolo meciul s-a schimbat, fiindcă Polonia n-a mai atacat deloc și așa deci, cum se întâmplă uneori... Deci au câștigat italienește. Au câștigat, dar cred că Italia a avut pe puțin 20 de faze periculoase de poartă, în vreme ce Polonia a avut una. Dar nu o să regretăm Italia. Foarte bine că le-a făcut-o. Vă spuneam mai devreme în evenimentul zilei, povestea unei fotografii, nu avem foarte multe amănunte, întrucât până la pagina 11 chiar n-am ajuns. Un copil de 3 ani, Dane, a distrus o muscă, ceea ce aparent nu înseamnă mare lucru, atâta doar că musca a valorat 56.000 de dolari. Bun, pe mâine seară. La revedere, Radu. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Acest program vă este oferit de Unibet, de la jucători pentru jucători. Bună seara, prieteni! Bun găsit la un pont pe zi. Zi grea pentru pariuri astăzi și prin prisma unor rezultate, dar și prin faptul că în continuare foarte multe meciuri de tenis au fost amânate. Avem partidele care urmează la Copa America, pe care noi l-am pronosticat în emisiunea de ieri, dar se dispută în această noapte. Avem Columbia-Qatar pe biletul în cota 2 pe care l-am pregătit. Chili-Schwarzman de asemenea amânat. Spania-Belgia, 1 fără remiză, ne-a ieșit cu ceva noroc. La Copa America, în rest, în grupa B, Argentina, Paraguay și Columbia, Qatar, le așteptăm.
după miezul nopții se vor juca disputele în cauză. Spania, Belgia, pauză sau final 1, a fost 1-1 la pauză, dar în cele din urmă Spania a câștigat cu mult noroc, aș spune, pentru că în continuare Spania e sub ceea ce se aștepta, un joc cu adevărat modest, noroc că și belgenii au fost slabi, dar observăm cât de mult au cântărit înfrângerile pe care cele două formații le-au suferit în primele meciuri din grupă. Practic, dacă Belgia a mai mișcat cât de cât în primul meci, de data asta a apărut complet depășită de nivelul competiției, sub nivelul competiției. Și cu Polonia mâncase bătaie, dar parcă a fost mai bună decât astăzi când a întâlnit Spania. Chiar și așa putea să câștige, pentru că ați văzut în ultimul sfert de oră din repriza a doua au avut ceva ocazii belgenii, au marcat însă spanioli împotriva a ceea ce era de așteptat. Modestă Spania, nu știu dacă va reuși să bată Polonia. Polonia are, după părerea mea, prima șansă în această grupă de calificare, dar e normal și matematic, stă mai bine, are 6 puncte față de Spania și Italia, care au doar 3. Avem Cuba, Martinica, iarăși se joacă în această noapte, Mexic, Canada la gol cap, alte două partide, vă aduc aminte, peste două goluri cu handicap asiatic la Cuba, Martinica și Mexic, Canada peste 2,5 goluri, asta ar fi pentru cei care vor să parieze live în această noapte sau, eu știu, online, cei care au conturi la casele de pariuri online. Dacă nu aveți, puteți intra pe site-ul nostru, pe pariuri1x2.ro, acolo unde o să vedeți prezentarea tuturor caselor de pariuri și o să vedeți care sunt agențiile care au platforme foarte bune pentru online. Noi am prezentat acolo toate casele de pariuri. La Hale, pe iarbă, am avut Johnson cu Zverev, nu s-a jucat. În schimb, s-a jucat partida de dublu dintre Inglot, Krajicek contra perechii Klassen, Venus, doi solist, a fost 2-0 la final. La Londra, pe iarbă, nu s-a jucat nimic astăzi, sau s-o fi jucat, dar meciurile noastre nu s-au jucat. Mallorca, am avut un meci Van Uytvanck contra lui Wang, 1 cu handicap plus 1,5 game-uri, nu ne-a ieșit acest pariu. 16-mi de finală la Parma, e un challenger să joacă în continuare pe zgură la Parma. Kuzmanov, Travalia 2, 2-0 a fost rezultatul final și Ehrat Robredo, 2 solist, 2-0 pentru Robredo. În basket am avut Fenerbahce Anadolu peste 147,5 puncte, au fost 154, ne-a ieșit acest rezultat. Fenerbahce a câștigat 85-69 și în momentul de față conduce cu scorul de 3-2. În finala campionatului spaniol de basket, Barcelona, Real Madrid 1 cu handicap plus 3,5 puncte, 78-77. Iată cât de strâns a fost această partidă și inspirat pontul nostru, un handicap cu doar 3,5 puncte care ne-a dus câștig. În Franța, Pro B, Rouen, Orlean 1 cu handicap plus 1,5 puncte, ne-a ieșit și acest pariu câștigător, victorie clară 78-63. În Asia, Urava cu Ulsan peste 1,5 goluri, au fost chiar 3, așadar pariu câștigător, Ulsan s-a impus cu scorul de 2-1. Shanghai Sip cu Yongbuk, 1x și peste 1,5 goluri, a fost 1-1, pariu câștigător. Un pont greșit în Finlanda, Hoeko Honka, noi am pariat 2-5 goluri și a fost 0-1 rezultatul final. Reykjavik Valur în Islanda, peste 2,5 goluri, încă din minutul 57 era câștigător acest pariu. Și una dintre supercote câștigătoare, am avut Urava Ulsan, ambele marchează 1-1, cota 2 era. Mai așteptăm în această noapte scor corect la Argentina-Paraguay 2-1 într-o cotă de
8. În privința meciurilor de astăzi, la Italia-Polonia trebuie să subliniem faptul că Italia chiar a jucat destul de consistent. A avut ghinion în foarte multe ocazii în prima repriză pentru italieni, atunci când Polonia a fost cât de cât un pic mai deschisă, și cu toate astea mingea n-a intrat în poartă. Polonia a marcat în urma unei faze fixe norocos golul polonezilor, apoi s-au apărat în partea a doua, dar trebuie mers până la capăt cu Italia, pentru că Italia are meci cu Belgia în ultima etapă și cred eu că ar trebui să-l câștige, indiferent de soarta calificării, dar partida aceea ar trebui câștigată, în vreme ce Polonia, cred eu că poate scăpa neînvinsă cu Spania. Deținu minte aceste concluzii ale zilei de astăzi. Noi mergem către ceea ce urmează. Avem o partidă interesantă la Copa America, probabil un meci care ne va ajuta să câștigăm ceva bănuți. Uruguay-Japonia este meciul zilei Unibet. Vă invit și pe pagina de Facebook, prieteni, acolo unde puteți să-mi trimiteți mesaje. Eu o să le citesc, o să încerc să le integrez în comentariile pe care le-am pregătit. Haideți să vedem cotele acestei dispute. Uruguay-Japonia, așadar, o cotă de 1.17 pentru victoria formației uruguaiene. X-ul are o cotă de 7.20, în vreme ce avem un doi soliți la o cotă de 15. Așadar, niște cote foarte, foarte mari pentru japonezi, dar e normal să fie așa, pentru că Japonia a venit cu echipa a doua, n-a făcut nimic în prima dispută, pierdută cu un categoric 4-0 în fața celor din Chile. E adevărat, și acolo ar fi câteva detalii de adăugat, pentru că golurile care au făcut-o de râs, între ghilimele, pe Japonia au venit pe final, 1-82 și 83. Până atunci era 2-0 pentru chilieni. Ne-am mai selectat câteva variante de pariuri. Uruguay să marcheze în ambele reprize, o cotă de 2.23, peste 3 goluri asiatic, o cotă de 1.96, și de asemenea ambele marchează la 2.55, pariuri care nu știu dacă merită jucate, ci doar noi le-am subliniat pentru a vă arăta cum văd casele de pariuri această întâlnire. Spre exemplu, ambele marchează, șansele ca ambele să marcheze conform caselor de pariuri sunt destul de mici. 2.55, o cotă care se dă de obicei în cazul unui eveniment destul de puțin probabil în această situație, la ambele marchează. În schimb, Uruguay înscrie în ambele reprize, are o cotă de 2.23 foarte, foarte atractivă. Un pic cam mare cota asta, iarăși, dacă ar fi să fim extrem de prudenți, ar trebui să ne îngrijorăm aici. Eu însă o consider tentantă, o consider de încercat, așadar eu rămân la acest Uruguay înscrie în ambele reprize, 2.23. Ponturile pe care colegii mei mi le-au sugerat pentru partidă sunt următoarele: Japonia să nu marcheze, o cotă de 1.55, și de asemenea 1 și lui Soare să marcheze, o cotă de 1.72. După cum probabil vă aduceți aminte, în primul meci din grupă, Uruguay l-a bătut Ecuadorul cu un categoric 4-0. Dacă Japonia pierdea 4-0 cu Chile, iată, Uruguay a bătut 4-0 pe Ecuador, dar asta și în condițiile în care ecuadorienii au rămas în 10 oameni încă foarte devreme în meci. Era 1-0, minutul 24, 1-0 pentru Uruguay, minutul 24, și Quinteros din tabăra ecuadoriană a fost eliminat, apoi lucrurile au căpătat o turnură mai facilă. Dacă ar fi să remarcăm ceva legat de acest aspect, atunci aș menționa și faptul că meciul uruguaienilor nu numai că a fost mai ușor, dar în superioritate numerică probabil că nu s-au mai întrebuințat la fel de mult cum s-ar fi întrebuințat dacă s-ar fi jucat 11-11. Așadar, undeva la 70 de minute jucate în superioritate numerică, probabil Uruguayul nu este o echipă obosită în momentul de față. De partea cealaltă, Japonia, cu o echipă
cam de umplutură și un pic, sincer, eu am ridicat din sprâncene văzând ce se întâmplă. Dacă Japonia a acceptat această invitație, cred că era frumos să o onoreze cu jucătorii din prima echipă și nu cu cei din echipa a doua, cum se întâmplă în cazul de față. Nu întâmplător au luat bătaia de la Chile cu 4-0 din primul meci, dar eu știu, totuși o echipă disciplinată aici, o echipă ambițioasă, disciplinată, care poate alerga de partea cealaltă. Uruguay, o știm, și ea meticuloasă din punct de vedere defensiv și ca organizare a jocului, rămâne de văzut. E un pic de... cred că problema învingătoarei nu se pune. Însă rămâne de văzut dacă Uruguay va reuși să marcheze în ambele reprize. Cota e corectă. Eu zic că merită încercată. De altfel, uruguaienii au un moral foarte bun în momentul de față, pentru că ei au venit după o serie foarte bună, cu victorii la 0, victorii mari la 0. E adevărat, nu toți adversarii au fost de luat în seamă, sau mai degrabă niciunul dintre ei. Uzbekistan a cedat cu 3-0, Thailanda 4-0 a pierdut cu Uruguay, Panama 3-0 și ultimul meci, cel de la Copa America cu Ecuador, 4-0. Sunt câteva absențe în tabăra uruguaienilor: Lemos, Mario Soares și Ureta, în rest lui Soares, Cavani și toți ceilalți, celelalte vedete vor fi prezente probabil în echipa de start în această dispută. Japonezii, după ce că au venit cu echipa a doua, mai au și doi indisponibili, Yoshida și Inui sunt ambii accidentați pentru această întâlnire. 8 cornere, îmi spun colegii mei, a avut Japonia în înfrângerea cu Chile, ceea ce poate ne dă un pic de gândit. Aștept și părerile voastre legate de acest meci. Mergem mai departe, haideți să vedem restul subiectelor. Ca să câștigi când pariezi, ai nevoie de informații multe. De aceea eu pariez pe NetBet. Aici